E 1 și 23 de minute. La 1 și 20 de minute a fost cutremur. Nu, n-a fost cutremur. A fost cutremur. Nu, da, a fost. S-a zgârcit patul. Am crezut că de cauza că s-a întors nevastă-mea pe partea cealaltă. Nu, da, nu. Ce-am făcut, mă? Ce faci, mă, la mine în casă să zgâlții blocul de te de acu? Venit cu tremur. M-am speriat. M-am băgat sub grindă. Grinda era perpendiculară pe raza blocului, paralel cu parchetul care stătea vertical între două uși. M-am așezat sub grindă. Am stat un pic, n-am sunat la uși. N-am deschis. Era cu tremur. Nu. Nu era cu tremur, era vecinul. Bă, n-ai niște țuic, n-am bă. N-a, am închis ușa, am sudat picioarele în ușă. Era cu tremur. Nu. Nu era cu tremur, era vecinul care dădea picioarele în ușă să zgâlția blocul. Am deschis și am zis, bă, prostule. Vorbeam singur că cu tremur plecați. Asta, vecinul plecat. Nu era cu tremur. Vecinul s-a lăsat acasă, s-a culcat. Cred că a căzut din pat, că altfel nu știu de ce se mișca bloc. Nevastă mea s-a întors pe partea altă. Da, era cu tremur. Nu, nu era cu tremur. Era nevastă mea care s-a întors pe partea cealaltă. Mă uit la știri. Nevasta lui Toni s-a întors. Nu, nu s-a întors, că nu-i plecat. Era acasă. Nu s-a cu tremur. S-a întors cu tremur. Nu. La Pro TV. Era Măruț care întorcea cu tremurul pe partea cealaltă. Nu, era, nu. La Antena Mircea Badea era care întorcea pe Măruț. Nu. Măruț era întors deja. Cu tremurul stătea peste el să zgâlțea. Mi-a zgâlțit blocul. Cu tremur. Care a, nu era... A, până la 1:23 de minute mi-a dat seama că s-a oprit. Nu, Măruț, cu tremur, cu tremur care n-a fost, era vecinul care nu era, care plecați că Mircea Baia nici el nu era. Care m-am dus până la baie, era și m-am întors. Nu, când m-am dus, nu era nici când m-am întors, a fost înainte. Înainte de cu tremur, n-a fost cu tremur. Și după, a fost și mai mișto, că m-a luat-o și m-am și mai bem o țică. Și după aia, pe aia așteptăm replicile. După aia și cu tremur e o replică, două sau trei. O replică mișto aveau ăștia, Toma Caragiu, Dem Rădulescu. Puiu Călinescu cu tremurul ăsta n-a avut replici, deci n-a fost haios. Nici vecinul n-a fost haios, dacă îl mai prind că dă cu picioarele, nu știu, îl bagă în măsa. În rest, tot a fost mișto. La mulți ani și un cutremur fericit. Vă urăsc tuturor. Hai să trăim. Da, că a început.